Material realizat în cadrul proiectului Erasmus Plus e-Classes. Randamentul planului înclinat. Suntem puși uneori în situația de a ridica un corp de la înălțimea până la înălțimea H, un corp de aici, până în punctul, deci din punctul A în punctul B. Distanța dintre A și B fiind H. Asupra corpului acționează forța de greutate G. Pentru a învinge forța de greutate și a ridica corpul din punctul A în punctul B, trebuie să acționăm asupra lui cu o forță egală ca valoare și orientată în sus, să spunem F1. Lucrul mecanic al forței F1 este egal cu, îl notăm cu el 1 și va fi egal cu F1 ori H, adică, pentru că F1 este egal cu G, G ori H și înlocuindu-l pe G este M ori G ori H. A doua modalitate de a urca acest corp la înălțimea H este să folosim un plan înclinat de unghi alfa. În cazul ăsta, forța pe care va trebui noi să o aplicăm corpului va fi mai mică, însă distanța pe care va trebui să acționăm această forță va fi mai mare, va fi undeva aici, între punctul A și punctul C. Asta. O să notăm AC o să fie egal cu L. Forțele care acționează asupra corpului sunt cele cunoscute, și anume aceeași forță de greutate, G, pe care o descompunem după două axe. Asta este GN și GT. Aici e unghiul alfa. Avem normala la suprafață, forța de frecare și vom desena cu albastru, să spunem, forța cu care trebuie noi să acționăm, F2. Din descompunerea forțelor, forța F2 trebuie să fie egală cu, cel puțin egală, dar deplasându-se cu viteză constantă, va fi chiar egală cu ca valoare cu forța de frecare adunată cu greutatea tangențială și cum forța de frecare este egală cu mu ori n, adică egală cu mu ori gn, egală cu în continuare mu ori m mic ori g ori cosinus de alfa, iar gt este egală cu m ori G ori sinus de alfa. Din cele trei rezultă că forța F2 este egală cu M ori G, scoatem factor comun, pe lângă sinus de alfa plus mu cosinus de alfa. Lucrul mecanic al doilea, cel pe care efectuat în momentul în care urcăm corpul de-a lungul planului înclinat, va fi egal cu F2 ori L. Dar L este egal cu, din punct, aici este într-un dreptunghic, ăsta este H, da? L este AC, L este egal cu H supra sinus de alfa. De aici rezultă că L2 egal cu M ori G pe lângă sinus de alfa plus mu cosinus de alfa supra ori H supra sinus de alfa. Sau dacă mai aranjăm puțin relația, L2 egal cu M ori G pe lângă 1 plus mu ori cotangent de alfa ori H. Randamentul ar fi, conform definiției, lucru mecanic util supra lucru mecanic consumat.
În cazul nostru, lucru mecanic util este cel efectuat pentru a ridica corpul din punctul A în punctul B. Cel consumat este lucru mecanic efectuat pentru a ridica corpul din punctul A până în punctul C de-a lungul planului înclinat. Prin urmare, lucru mecanic util este el 1, care e M ori G ori H, și lucru mecanic consumat este L2, care e M ori G pe lângă 1 plus mu cotangent de alfa ori H. Se simplifică MG cu MG, H cu H și rezultă că randamentul este egal cu 1 supra 1 plus mu cotangent de alfa. Se observă că randamentul planului înclinat nu depinde de înălțimea la care trebuie ridicat, nici de masa corpului, ci doar de coeficientul de frecare și de unghiul planului înclinat.